Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Gripa a mai răpit 3 vieți, autoritățile avertizează pe oameni să se adreseze la medic imediat ce apar primele simptome de îmbolnăvire. Se topește zăpada, așa că apar alte probleme în capitală. Pe străzi au răsărit sute de gropi, iar pe trotuare și în stații, pietonii trebuie să pășească atent pentru a nu da îmbălți. Doi unioniști pretendenți la funcția de deputat pe circunscripții uninominale nu au fost înscriși în cursă din cauza că jumătate din semnăturile prezentate au fost declarate nule. Experiment TV8, un reporter a mers cu fotografiile candidaților pe o circunscripție din municipiul Chișinău și a întrebat oamenii cine sunt aceștia. Vă arătăm răspunsurile la știri. Încă 3 persoane au murit în ultima săptămână răpuse de gripă, astfel numărul morților se ridică la 9. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, de la începutul sezonului rece, în jur de 540 de oameni s-au îmbolnăvit de gripă. Potrivit unor surse media, printre cele 3 persoane care și-au pierdut viața se numără și un bebeluș de sub un an. Responsabilii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică nu ne-au răspuns la telefon pentru detalii. Într-un comunicat de presă, instituția precizează doar că victimele nu au fost vaccinate împotriva gripei sezoniere. Potrivit autorităților, de la începutul sezonului rece, mai exact din 1 octombrie și până pe 29 ianuarie curent, în țară au fost confirmate 541 cazuri gripă, jumătate dintre care au fost înregistrate în ultima săptămână. În ultimele 7 zile și numărul de infecții acute ale căilor respiratorii superioare a trecut de pragul epidemic, fiind înregistrate 454 de cazuri la o populație de 100.000 locuitori. Într-un comunicat de presă, Ministerul Sănătății recomandă populației să respecte regulile de igienă și să se adreseze imediat la medic în cazul primelor simptome apărute, fără a recurge la remedii de autotratament. Gripa face victime și în România. Țara se află în pragul epidemiei de gripă, iar numărul deceselor a ajuns la 43. Epidemia de gripă a fost declarată în Bulgaria în 23 din cele 28 de regiuni. Cursurile au fost suspendate în școlile din aceste regiuni până pe data de 4 februarie. Temperaturile cu plus topesc zăpada văzând cu ochii, transformând capitala într-o mare mocirlă. Pe drumuri răsar gropile, iar trotuarele sunt pline de apă, așa că oamenii trebuie să aibă grijă pe unde calcă. Autoritățile municipale susțin că intervin atât pe străzi, cât și pe lângă stațiile de așteptare pentru a evacua mormanele de zăpadă. Și dacă acum câteva zile Chișinăul era de un alb imaculat, astăzi arată ca un oraș al grămezilor de zăpadă murdară, al bălților și al pietonilor care au încercat să meargă pe trotuare fără să-și ude ghetele. Mult lasă de dorit drumurile, nici nu se discute. Mai ales chiar strada pietonală, îmi pare rău, dar ar trebui de făcut măcar pentru mamele care poartă cărucioare și pentru persoanele cu dizabilități. Mizeria domnește și în stațiile de așteptare a transportului public. Că autoritățile ar trebui să depună mai mult efort ca să facă lucrurile să meargă ok. Grozav. E strașnic. Uitați ce se face. E timp de iarnă, nu e nimic strașnic. Tot timpul la noi mai de treabă decât am nu a fost. Și pentru mamele cu copii a fost o provocare să iasă la plimbare pe un așa timp. Te înveți să conduci deja și cu cărciorul, dar aici nu-i țara pentru mămici cu cărcioare, evident. Și pentru ca peisajul dezolant să fie complet, pe străzi au apărut primii vestitori ai primăverii, sute de gropi adevărate, capcane pentru șoferi. Очень плохо. Очень плохо. Дороги не чистятся и вообще очень скользко, попадаешь в колею, машину носит, можно попасть, реально ударить соседнюю машину. То есть если не будет чиститься дороги, это очень плохо. Да, drumurile sunt foarte rele, gheața asta se topește și eu presupun că în următorul timp o să trebuiască să fac investiții în suspensia mașinii mele. Murdăria din capitală a fost ironizată și pe rețelele sociale. Urban, classic style, beautiful, stylish, clean, very clean. Fresh, winter. Într-un comunicat de presă, Primăria Capitalei informează că serviciile municipale intervin în continuare la evacuarea zăpezii de pe arterele principale ale capitalei și în preajma stațiilor de așteptare a transportului public. Potrivit meteorologilor, și în următoarele zile ne așteaptă vreme caldă cu temperaturi de plus 10 grade Celsius.
Noapte de coșmar pentru locatarii unui bloc din cartierul Telecentru. Aceștia spun că nu au închis un ochi din cauza că în apartamente ploua ca afară. Apa a ajuns în locuințe după ce zăpada de pe acoperișul avariat a început să se topească. Oamenii au stat de veche toată noaptea pentru a strânge apa. Între timp, responsabilii de la primărie susțin că blocul este administrat de asociație, așa că locatarii trebuie să-și repare acoperișul cu forțele proprii. Președintele asociației nu a răspuns la telefon pentru comentarii. Всю ночь, без, вообще с 9 часов не смыкнула ни глазом. Apa a ajuns și în apartamentul mătușii Tatiana. La ei săi 76 de ani, femeia se deplasează cu greu, dar de frica inundațiilor nu a stat locului practic toată noaptea. За полчаса 4 ведра воды в этой большой кастрюле, вот то, что, знаете, там когда-то солила капуста. А где-то с часу ночи вообще ужас, как поток, вот как сейчас. Даже еще больше было. Bătrâna s-a chinuit mai mult pe întuneric pentru că nu a riscat să conecteze lumina, întrucât apa curgea chiar prin lustră. Мало того, лампочку не могу включить, потому что темно, в потемках, свечу брала и смотрела. Apa a ajuns și până la etajul 3, inclusiv în apartamentul acestei locatare. Așa, nu și mă ia, nu și vedeți cum? Asta e etajul 3, să nu uitați. Etajul 3, poftim. Iată așa, ia, facem, supraviețuim și trebuie cumva să ne salvăm. Femeia spune că s-a adresat la primărie, însă fără rezultat. Acolo i s-a spus că ei nu pot să intervină din motiv că blocul este gestionat de asociația de locatari. Nu pot să mă plâng și nu pot să mă revolt pe nimeni, fiindcă când te duci la ei, spune, noi nu suntem responsabili, nu suntem responsabili. La cine anterior? Eu chiar am fost la primărie și m-am interesat că spun că zic, noi suntem o asociație, de-am, noi la JEC-ul ăsta, așa zis JEC, nu ne mai putem adresa. Și m-am dus acolo și o spus, doamna, înțelegi dumneavoastră să aveți președintele. Responsabilii de la primărie Chișinău susțin că în astfel de cazuri locatarii sunt cei care trebuie să aibă grijă de starea blocului. Potrivit legii, proprietarii de apartamente sunt coproprietari la toate părțile comune din clădire, inclusiv acoperișurile. În cazul dat asociația, trebuie să organizeze înlăturarea deficiențelor tehnice la acoperiș. Președintele Asociației de Locatari nu ne-a răspuns la telefon pentru comentarii. În lipsa unei soluții rapide, locatarii se roagă acum să vină mai repede primăvara pentru a topi toată zăpada. La capitolul corupției, Republica Moldova este alături de Nigeria, Pakistan și Vietnam. Topul a fost realizat în baza indiciului percepției corupției pentru anul 2018, publicat de Transparency International. Astfel, țara noastră s-a clasat pe poziția 117 din 180, acumulând doar 33 de puncte din 100. Comparativ cu anul 2017, țara noastră a acumulat doar 2 puncte în plus, dar a revenit la punctajul pe care l-avea în anul 2015. Experții Transparency amintesc în document și despre investigarea tergiversată a furtului miliardului și neatragerea la răspundere a beneficiarilor finali. De asemenea, a fost menționată și adoptarea legii amnistiei capitalului, care permite legalizarea mijloacelor de proveniență frauduloasă, dar și modificarea legii cetățeniei prin investiții. Cu părere de rău, pe parcursul mai multor ani, Republica Moldova nimerește în acel regime hibride cu tendințe autocratice. Aceasta înseamnă că, pe de o parte, un centru național anticorupție va declara că a pornit mai multe dosare împotriva unor medici. Pe de altă parte, va închide ochii la faptul că guvernanții semnează contracte de parteneriat public-privat care creează situații de monopol. Pe de o parte se creează o impresie de îmbunătățire, pe de altă parte furtul crește în scară mult mai dramatic și aceasta ne va afecta nivelul de viață mult mai rău. Țara vecină, Ucraina, se află cu câteva poziții mai jos decât Republica Moldova. Aceasta a acumulat 32 de puncte din 100 și s-a clasat pe locul 120 din 180. La rândul ei, România se poziționează pe locul 61 din 180, acumulând 47 de puncte din 100. Nicio țară din cele 180 care figurează în raport nu a acumulat 100 de puncte. Totuși, pe primele poziții se află Danemarca cu 88 de puncte, Noua Zeelandă 87 de puncte și Finlanda 85 de puncte.
Moldovenii din străinătate nu vor putea vota în baza pașapoartelor expirate. Curtea Constituțională a respins sesizarea avocatului poporului care a cerut explicații privind votul în baza pașapoartelor expirate a cetățenilor aflați peste hotare. În sesizarea sa, avocatul poporului a arătat că interdicția de a vota peste hotare cu pașaportul expirat ar institui un tratament diferențiat între cetățenii care votează pe teritoriul Republicii Moldova și cei din străinătate. În hotărâre, Curtea precizează că votul în baza unui pașaport valabil ar contribui la prevenirea fraudării acestuia. Potrivit estimărilor, blocul electoral acum în jur de 500.000 de moldoveni ar deține acte expirate, în timp ce Comisia Electorală Centrală a declarat că numărul acestora ar fi de aproape 10 ori mai mic, adică în jur de 58.000. Zi cu ghinion pentru unioniști, doi pretendenți la fotoliul de deputat nu au fost înregistrați de către consiliile electorale ale circumscripțiilor pe care intenționează să candideze. Este vorba de Ion Leașcenco și Anatol Ursu. Cei doi au primit refuz din cauza că o parte din semnături au fost declarate nule. Aceștia au precizat pentru TV8 că vor contesta refuzurile. Potrivit deciziei Consiliului Electoral al circumscripției numărul 15 Călăraș, Ion Leașcenco a prezentat 28 de liste cu 652 de semnături, dintre care doar jumătate au fost considerate valabile. Respectiv, pentru a fi înregistrat în cursa electorală, acesta este obligat să prezinte cel puțin 500 de semnături autentice. Contactat de TV8, Leașcenco a declarat că autoritățile vor să-i scoată din cursă pe candidații unioniști care au șanse să câștige. Concluzia este foarte simplă. Se continuă vânarea uniștilor, se încearcă găsirea tot felul de greșeli, așa zise, pentru a nu înregistra candidații uniști în circumscripții. Cu siguranță vom lua act de această decizie, o vom contesta la CEC și, dacă va fi nevoie, vom ajunge și în instanța de judecată. Pe circumscripția numărul 15 Călăraș au fost înregistrați 6 candidați. Este vorba de democratul Nicolae Ciubuc, socialistul Ștefan Bolea de la PSRM, Olga Vlasenco de la Partidul Șor, Igor Munteanu de la Blocul Acum, Iurie Chirinciuc din partea Partidului Liberal și comunistul Valeriu Sava. Unionistul Ion Leașcenco figurează și pe lista Partidului Democrația Acasă, înscris oficial în cursă, pe circumscripția națională. Și un alt unionist, Anatol Ursu, a fost refuzat astăzi de Consiliul Electoral al circumscripției numărul 22 Ialoveni. Motivul este identic. Mai mult de jumătate din semnăturile prezentate au fost declarate nule. Acesta susține că în spatele deciziei ar sta Partidul Democrat, din partea căruia la Ialoveni candidează Monica Babuc. Informații respinse de reprezentanții formațiunii politice. Declarații care mare parte sunt nefondate, instituțiile statului nu trebuie confundate cu conducerea unui sau altui partid, chiar dacă acest partid se află guvernare. Pe lângă Ursu, Partidul Democrația Acasă a înaintat încă un candidat pe circumscripția uninominală. Este vorba de Zinaida Bolboceanu, care candidează în raionul Căușeni. Vor să creeze un DNA la Chișinău și o curte specializată anticorupție cu sprijinul partenerilor externi. Sunt câteva din cele 11 măsuri privind combaterea corupției pe care blocul acum vrea să le implementeze după ce va ajunge în Parlament. Lansarea angajamentelor a avut loc în fața sediului Procuraturii Generale. Liderii blocului vor ca în cadrul noilor instituții să activeze inclusiv procurori și judecători din alte țări. Vom reforma Consiliul Superior al Magistraturii astfel încât acesta să devină un adevărat garant al corectitudinii sistemului judecătoresc. Vom crea un DNA și o curte specializată anticorupție care să se ocupe de corupția mare. O altă măsură vizează curățarea organelor de justiție de oameni corupți care ar urma să fie identificați de o comisie specială. Cofondatorul blocului acum s-a referit și la modul de numire și atragere la răspundere a judecătorilor și procurorilor. Reducerea numărului de procurori și, bineînțeles, confiscarea de la judecătorii și procurorii corupți, precum și de la protectorilor politici a averilor ilicit dobândite. Blocul acum vrea să consolideze și Agenția Națională de Integritate, iar pentru aceasta intenționează să invite o misiune internațională de specialiști care va lucra alături de inspectorii instituției. Evenimentul de lansare a celor 11 măsuri anticorupție a fost marcat și de un incident. Din cauza zgomotului produs de câteva autospeciale, Maia Sandu a fost nevoită să-și întrerupă discursul pentru scurt timp. Ne va proteja drepturile și libertățile.
aveți aici un exemplu de respect din partea autorităților. Sunt aici două autocare care au venit să ducă zăpada și au ales exact acest moment. În lista de angajamente se regăsește și interzicerea participării la achizițiile publice a companiilor administrate din zone offshore. Blocul își mai propune anularea legii cetățenie prin investiție și aprobarea legii Magnitsky. Blocul electoral acum da pas, va participa la alegeri cu 51 de candidați pe circumscripțiile uninominale, iar lista de partid cuprinde 55 de concurenți. Caravana PD-ului a ajuns în nordul țării. Reprezentanții Partidului Democrat și-au prezentat programul electoral în localitățile din raioanele Ocnița și Briceni. Între timp, mașina fiului unui candidat democrat de la Bălți ar fi fost incendiată. Cazul este investigat de poliția locală. Сегодня ночью, 29 января, в центре города был совершен поджог моей машины. Налицо было явный поджог. Чувствовался запах бензина. Incidentul este investigat de poliția din Bălți, care susține că preliminar ar fi vorba de o incendiere. Circumstanțele cazului, dar și cine ar fi dat foc mașinii, urmează a fi stabilite pe parcursul anchetei. După acest incident, democrații au anunțat că partidul condamnă toate agresiunile de campanie care au avut loc în ultimile zile, referindu-se și la alte incendieri, vandalizări de panouri sau la agresarea unor candidați. Între timp, democrații își continuă caravana, ajungând în nordul țării, unde discută cu locuitorii raioanelor. Astăzi au fost discuții interesante cu oamenii din Briceni și Ocnița. Ei apreciază proiectele demarate și vor continuarea lor. Mulțumim pentru susținere, a scris candidata PDM pe rețelele de socializare după întâlnirea cu alegătorii. Reprezentanții Partidului Democrat din Moldova și-au prezentat programul electoral în mai multe localități din raioanele Briceni și Soroca. Și la Ocnița, democrații au avut întâlniri cu locuitorii din oraș, dar și din câteva sate, la care a participat și candidatul pe circumscripția numărul 2, Vadim Lesnic. Potrivit serviciului de presă al PDM, în următoarele săptămâni, caravana electorală a democraților va ajunge în toate raioanele țării. PDM are 52 de candidați pe circumscripția națională și 51 de candidați pe circumscripțiile uninominale. Candidatul socialiștilor pe circumscripția 33 Chișinău, Vladimir Roșca, s-a lansat personal în campanie. Acesta a organizat conferința de presă la sediul PSRM. De la tribuna Partidului Socialistul a declarat că dacă va ajunge deputat, va curăța capitala de gunoiștele neautorizate. În discursul său, candidatul socialiștilor a spus că de apariția gunoieștilor neautorizate sunt de vină însă și locuitorii suburbiilor, dar și autoritățile publice locale care nu fac nimic pentru a contracara fenomenul. În fiecare localitate din suburbii există locuri de depozitare samovolnică al deșeurilor, altfel vorbind, gunoiști neautorizate. Acestea se află la marginea localităților, ocupând terenuri de diverse forme de proprietate. Sursa alimentării lor cu deșeuri noi este mereu aceeași. Localnicii care nu le pasă și care aduc porții noi. Transformarea procesului în unul sistematic îl asigură executivele locale. Consiliile locale nu remarcă tentative de a redresa situația din partea executivului. Lipsesc propunerile de modificare ale bugetelor locale. Socialistul spune că, de fapt, soluțiile nu sunt costisitoare. Instalarea camerelor, de exemplu, de luat vederi, este pe cât de eficiente, pe atât de ieftine. Evident, dacă persoana se deplasează cu gunoiul pe acest drumuleț care a fost bătut spre această gunoiște, evident că el nu va alege alt drum și va nimeni numai decât sub vizorul acestei camere de la vedere și va fi înregistrat. Transportarea stocurilor de gunoi ar putea fi efectuată fără pierderi, dacă procesarea lor ar fi profitabilă. Profitabilitatea procesării deșeurilor este o practică internațională care, cum a regret, în ultimii 10 ani, așa și n-a ajuns până la noi. În componența circumscripției numărul 33 Chișinău, între localitățile Băcioi, Codru, Durlești, Sângera și Trușeni. În total, în regiunile menționate sunt înregistrați 60.335 de alegători. Până acum, pe circumscripția 33 au fost înregistrați 5 concurenți electorali.
Până la alegeri au rămas mai puțin de o lună, iar oamenii în continuare nu prea își cunosc candidații care le vor cere votul pe circumscripții. Colegul meu, Sergiu Niculiță, a făcut un experiment care demonstrează acest lucru. A prezentat trecătorilor fotografiile celor 5 candidați înregistrați pentru circumscripția 33 din municipiul Chișinău. Rezultatele experimentului arată că doar câțiva candidați au fost recunoscuți. Alți chișinăuieni spun că nu au reușit să se informeze sau că vor boicota alegerile. По-моему, это Филат. Ничего себе, что он тут потерял? Așa au reacționat unii oameni locuitori ai orașului Codru atunci când le-am pus în față fotografiile candidaților de pe circumscripția numărul 33. Din cei 5 concurențe, unii oameni i-au recunoscut doar pe câțiva, iar alții i-au încurcat fie cu alți politicieni, fie au spus că nu-i știu deloc. Cu părere de rău, pe nimeni nu cunosc. Chiar pe nimeni, pe nimeni? Pe nimeni nu cunosc. Dar cum credeți, cine sunt acești oameni? Cei care vor să ajungă la buzunarul statului. Cunoașteți pe cineva din această fotografie? Nu. Какие candidate? А вот это не знаю. Не интересовались? Ну, а у кого интересоваться, у вас? Ну, Сасу знаю. Вот, по-моему, это Филат. А этих не знаю. Вы знаете, как вы будете голосовать на следующих выборах? Вообще не буду. Коткаиса и он чебан. Alții au recunoscut mai mulți concurenți electorali, dar nu au știut că ei candidează pe circumscripția lor. Ieru, aista Țuțu, Nastas, Nastas. Aista nu ți minte cum e familia la dânsul. Dumneavoastră, cunoașteți pe ce circumscripție veți vota? Nu mai țin minte eu. Anastasie, da, его не узнать сложно. А тут больше нет. Все вот эти кандидаты по округу Кодру, Бачои, Дурлешти. Настасье тоже по Кодру. Да. Ничего себе, а что он тут потерял? Как вы думаете, что он тут потерял? Я не знаю, наверное, дом у него тут где-то. Настас. Мамал Пенемина. Цуцу, Рукум, Цуцу. Настас Цуцу. Знаете ли вы кого-то на этой фотографии? И кого узнаете? Вы знаете, я вне политики, поэтому я их не знаю, честно говоря. А вот вы будете голосовать на следующих выборах? Вероятно, да, но не уверена. Андрей Настас, Виктор Цуцу, Аистай Алувиеру, вот так ему кем. Шарестон и Кунос. Дар пече черконскрипции в эти вота? Nu știm. Încă nu v-ați informat? Încă nu m-am informat. De ce? Așa, mai avem timpul. Domnul Năstase. Altcineva? Domnul Țuțu. Domnul Năstas. Pentru că ei sunt doi și sunt diferiți. A, ăsta e Vieru. Ăștia sunt domnii care vor să candideze în circumscripția asta care e de la noi. Circumscripția numărul 33 Chișinău este formată din mai multe suburbii. Până astăzi, pentru această regiune au fost înregistrați 5 candidați. Este vorba despre democratul Constantin Țuțu, reprezentantul blocului acum Andrei Năstase, candidații independenți Călin Vieru și Andrei Năstas și socialistul Vladimir Roșca. Când e fără stăpân, bagă spaima locuitorii orașului Bălți. Doar anul trecut, în jur de 470 de persoane au ajuns la spital după ce au fost mușcate de maidanezi. Oamenii spun că aceștia s-au înmulțit, umblă în haită și uneori devin agresivi, atacând copiii și maiturii. În plus, câinii fac mizerie și pe trotuare sau în parcuri. Urmăriți un reportaj realizat de corespondentul TV8 de la Bălți, Dumitru Pelin. Printre bălțenii atacați de maidanezi este și Ana Ionescu. Femeia spune că nu o singură dată a fost încolțită de haitele de câini fără stăpân. Când a doua oară skinulась, то есть
я уже прямо, ну, как это второй раз кидается, и не дай бог что, и мы хотели собраться с теми, вот на кого кидались. У меня есть несколько знакомых, кого прямо кусали. И мы хотели пойти прямо в примарию, но нас отговорили, потому что сказали, что ходили, и что, ну, вы придете, ну, вы пожалуетесь, и хорошо, ну, вы поднимете кипиш, а дальше, что приют строится, ничего сделать с этими собаками могут. Și această femeie spune că stă cu frica în sân atunci când trebuie să iasă în oraș. Am ieșit din casă pe la orele 5 seara să întâlnesc copilul de la antrenament. Mergeam pe aici. M-au încojurat vreo 10 câini, poate și mai mulți, toți mari. Unul a început, cum toți lătrau, dar unul a început la mine să mă muște. Marele meu noroc a fost că acum este iarnă și sunt în cizme de iarnă, că altfel avea să am răni la picioare. Potrivit autorităților municipale, în Bălți ar fi în jur de 4.000 de maidanezi. Aceștia se adăpostesc în preajma tomberoanelor din curțile blocurilor. E firească Dumnezeu, dacă ieși, ei vin spre tine și poate să te apuci, și dacă mai ai o geantă, pe ei la geantă vin. Și eu cum scoas, mă, eu pot schic să mor acolo. Nu, во-первых, они иногда ведут себя агрессивно. Они голодные. Во-вторых, я даже сама видела, нападали на ребенка. Хорошо, мужчина один прогнал эту собаку, ребенок со школы пошел домой спокойно. Надо что-то делать, конечно, гуманными методами. На это, наверное, на службы есть специальные, которые должны этим заниматься. Autoritățile locale spun că sunt la curent cu problema câinilor fără stăpân și caută metode de a o soluționa. În principiu, noi am găsit în... Da, asta e Rusia. Într-o parte cam o leacă departe, dar ieșire încă în altă n-am găsit. Am găsit în Ростов-на-Дону, să numește orașul, unde este utilajul care e probabil, e posibil. Și aici sunt și în Rusia, sunt niște astea făcute pentru câini și pentru pisică. El intră și el, după ce încearcă să mănâncă, se închide. E un mecanism special. Adică nu e cineva ce știne și spate făcut și aici, dar trebuie să cumpărăm ca monstru. Anul trecut, sute de oameni au fost mușcați de câini și au fost nevoiți să treacă testul la rabie. Pe parcursul anului 2018 s-a adresat la medic-rabiolog în centru consultativ, policlinică centrului consultativ, 468 de persoane. Comparativ cu anul 2017 au fost adresate 401 de persoane, cu 14% mai puțin decât în anul 2018. Potrivit autorităților municipale, o altă soluție de a scăpa de câinii fără adăpost este și definitivarea construcției azilului pentru maidanezi, unde vor putea fi adăpostite 500 de animale. Un panou publicitar din Hâncești a făcut ocolul internetului. Cum e posibil? Textul de pe acesta era scris doar în limba chineză. Oamenii s-au întrebat ce-o fi însemnând oare textul și cine l-a instalat. La câteva zile distanță a apărut și deznodământul misterului după ce mesajul a fost tradus în limba română. Despre ce este vorba, vedeți în reportaj. Panoul a fost instalat chiar în centrul orașului, pe strada Chișinăului, și i-a băgat în ceață pe locuitorii din Hâncești care nu puteau să înțeleagă mesajul scris exclusiv în chineză. Nu știu. Eu cred cu alegerile, că doar de nu cu snichemi la părale, nu? Înțelegeți ce scrie acolo? Înțeleg, dar și scrie în grafia latină. Și l-a instalat aici primarul, știi, primăria. Cu ce părere aveți? Dar pe ce dracu înțelege acolo? După ce timp de câteva zile internauții au discutat aprins despre ce o fi anunțând panoul, deznodământul a apărut la Chișinău. Billboard-uri similare, însă cu traducerea textului în română, au apărut pe mai multe străzi din capitală. Acestea fac parte dintr-o campanie de promovare care anunță reduceri la un magazin de gadgeturi cu ocazia anului nou chinezesc. Directorul de marketing al companiei ne-a spus că în așa mod au dorit să atragă cât mai multă atenție asupra companiei. Am vrut să scriez un element de întrebare, un element de teasing, de interes, pentru că strategia noastră de marketing presupune diferențiere. Și încercăm să extindem orizonturile și mindset-urile oamenilor din Moldova, că vrem să fim deschiși pentru orice culturi. Cei care stau în spatele ideii mai spun că inițial și-au dorit să instaleze 30 de panouri doar cu caractere chinezești în toată țara, însă doar cei din Hâncești au acceptat. Cert este că nu se așteptau ca acesta să devină viral. O rămas iată unul care a fost plasat și ok, l-am plasat măcar pe el, să mână deja de sămânță, cum se spune. Tot ce s-a întâmplat mai departe, că a fost fotografiat de bordul și că el a ajuns pe internet, asta deja noi singuri l-am șocat, nu l-am așteptat. Panoul în chineză a fost plasat pentru o săptămână, după care va fi înlocuit cu versiunea în română a textului.
Un moldovean în vârstă de 46 de ani a fost reținut la Odessa, fiind suspectat că face parte din gruparea criminală Borman, specializată în comercializarea de droguri. Acesta a fost reținut după ce judecătorii de la noi au emis un mandat de arest pentru 40 de zile pe numele lui. Suspectul urmează să fie extradat. Procurorii au solicitat colegilor din Ucraina să facă percheziții la mai multe adrese ale suspectului, dar și alte acțiuni de urmărire penală. Potrivit procurorilor, rolul bărbatului era de a dirija transmiterea drogurilor în cantități deosebit de mari pe teritoriul Federației Ruse și de a le vinde prin intermediul curierilor. Substanțele narcotice ar fi fost transportate la indicația liderului organizației criminale. Constatările procurorilor arată că gruparea și-ar fi început activitatea în anul 2000, însă liderul ei, Oleg Pruteanu, a fost reținut abia în 2017, alături de alți 5 membri ai structurii. Dosarul lor a fost transmis în instanță anul trecut. Avocatului Pruteanu spune că clientul său nu-și recunoaște vina. Procurorii au mai estimat că suspecții ar fi reușit să vândă în această perioadă în jur de o tonă de droguri pe care le procurau din Spania și le duceau în Federația Rusă prin tranzitarea Republicii Moldova. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora 21 avem știri în limba rusă, iar la 21.30 nu ratați Politica. Natalie Morar, eu vă reamintesc, dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe tv8.md, iar noi le vom transforma în știri. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!